Salutare, dragi prieteni! Suntem pe un drum forestier între munții Bârgău și munții Călimani. Încercăm să ieșim la drumul național care leagă Moldova de Transilvania. Nu știu dacă vom avea sorți de izbândă. Niște localnici ne-au spus mai devreme că drumul se strică foarte rău un pic mai înainte, mai în față, așa că suntem cu ceva emoții. Oricum, dacă e să mă iau după hartă, suntem foarte, foarte departe de drumul național. De altfel, după cum vedeți, ne deplasăm după punctele cardinale. Mergem spre est, acum ar trebui să virăm spre nord. Drumul nici nu este marcat pe hartă. Dar zona este foarte, foarte frumoasă. Este o liniște desăvârșită aici. Numai susurul apei se aude. Tragem nădejde să descoperim și noi un urs, să vedem un urs, o căprioară, ceva, dar nu, nimic până acum. Mi-aș fi plăcut să văd așa în mijlocul drumului un ursuleț, să pot să-l filmez, dar nu, n-am văzut nimic până acum. Zona este curată, ceea ce ne arată că nu prea vin mulți turiști în zona asta. Cu grătare și de campat nu cred, e foarte dificil pentru că sunt animale sălbatice multe în zonă. Superb! Superb! Mergem pe lângă albia unui râușor. În dreapta ar trebui să fie munții Călimani. Și în stânga munții Bârgău, dacă ar fi să mă iau strict de pe după hartă. Dar nu știu, e foarte, foarte greu să stabilești limita dintre cele două masive muntoase. Un pic mai devreme am descoperit o căsuță abandonată. Un loc așa, un pic creepy, abandonat acolo, în mijlocul pădurii. Drumul este ok până acum. Cred că nu este atât de circulat de cei cu exploatările lemnoase. Aici avem un obstacol în drum, nu știu, a căzut de pe munte ceva. Un lemn sau o stâncă. Da. Un lemn. Lemn a căzut după versantul ăsta. Da, pădurea devine din ce în ce mai deasă, mai întunecată. Mă îngrijorează un pic norul de sus. Dar dacă ar fi să mă iau după prognoză, la ora 3 ar trebui să înceapă ploaia. Numai că nu sunt atât de preciși cei cu prognoza. De multe ori au dat greși. Încă nu avem semnal la telefon. Mergem spre sud-est acum. Am schimbat un pic direcția de avansare. Așa este drumul. Dar direcția noastră trebuie să fie nord. Dacă mă îndepărtez de nord, înseamnă că mă îndepărtez și de drumul național, ceea ce nu e bine. Înseamnă că drumul ăsta este în altă parte. Din păcate nu am o hartă precisă. Am o hartă foarte general așa și nici semnal la telefon nu am. Nu am fost nici inspirat să downloadez offline, să pot naviga offline, să nu am downloadat harta de pe Google, așa că merg un pic în nord. E ciudat. Vedem în continuare. O să opresc un pic aici, să măresc planul general pe harta BMW-ului, să văd aproximativ pe unde mă aflu. Stabilim nordul. Dar suntem în creierii munților.
Nu, no, drumul național este foarte departe de noi. Dornișoara, există o localitate aici undeva. O să las planul general ca să am idee pe unde sunt, să am oare și ce așa o, ca o imagine radar, să văd pe unde navighez. Acum merg spre sud-est.